Damian Militaru a pășit pentru prima oară pe gazonul noului stadion Steaua. Mijlocaș de bază al roșialbaștrilor, în anii 90, acesta a cucerit 4 titluri consecutive cu echipa din Ghencea, 3 trofee ale Cupei României și de 2 ori Supercupa. Într-un interviu pentru Steaua TV, Damian Militaru a povestit multe amănunte interesante din perioada memorabilă a carierei în care a cucerit trofee alături de Marius Lăcătuș și ceilalți coechipieri. Rămân impresionat de această bază. Noi, pe timpul nostru, așa stadion, jucam numai în cupele europene. Mă bucur foarte mult pentru această bază. Eu cred că echipa Steaua merita un asemenea stadion, dar după vremea mea merită să joace și în Liga 1. Spuneai că ți-a fost sortit să joci pentru Steaua. Așa a vrut Dumnezeu și datorită numelui, după cum știți, eu am jucat și la rivala Dinamo înainte să vin la Steaua. Venind la Steaua am avut ceva așa emoții. Aveam emoții să cum mă primește colegii, galeria, dar nu știu, parcă a fost familia a doua familie. Deci când am venit după două antrenamente, deja parcă eram de o viață la echipă. 5 ani de zile frumoși, cu performanțe, am și emoții când văd această bază. Damian Militaru este primul marcator al Stelei în grupele Ligii Campionilor, după ce competiția europeană și-a schimbat formatul. S-a întâmplat în octombrie 1994, în meciul în care roșialbaștrii l-au susținut în deplasare cu Benfica Lisabona. Am venit la Steaua în locul lui Ilie Dumitrescu, da, și luând numărul 8. Cred că și numărul acesta m-a ambiționat ca să muncesc mai mult, să prind echipa și să câștig trofeii la această echipă. Eu mai mult căram pianul, alții cânta la el. În sezonul 1997-1998 al Cupei UEFA, Steaua București o elimina pe Fenerbahçe Istanbul după 2-1 la general, prin golurile lui Damian Militaru și Cristi Ciocoiu. La partida din Turcia, Militaru a primit și o poreclă nouă din partea colegilor. Ce mi-aduc aminte, un faul pe la 35 de metri, Lăcătuș era lângă minge și mi-a zis, aveam și poreca, cărbune, vino aici, dai la poartă. Eu prima dată am zis, Lăcă, e departe, vino că marchezi. Ce mi-aduc aminte, Lăcă mi-a mișcat mingea, am dat la poartă, am înscris de bucurie. În loc să mă duc la banca noastră să mă bucur, m-am trezit la banca turcilor. Când m-am trezit acolo, cei de pe bancă, normal, au început să mă alerge și de atunci mi-a rămas porecă la bașcan. Militaru nu regretă că nu a prins un transfer în vest, chiar dacă a fost dorit de Glasgow Rangers și AEK Atena. Nea Țiți, când a plecat la AEK Atena, a vrut să mă ia dânsul acolo la AEK Atena. Atunci nu era cum au jucători acum contractele pe un an, mai aveam contract cu Steaua, Steaua n-a vrut să-mi dea drumul, am rămas. Dar nu mi-a părut rău că am mai câștigat un campionat după aceea. Nici Marius Lăcătuș n-a vrut să te lase, să pleci de lângă el. Da, avea o vorbă, a zis, cărbure, când stai eu la Steaua, tu nu o să pleci de aici. Dar eram o echipă foarte unită, eram o echipă foarte bine organizată. Eram colegi, ne ajutam unul pe celălalt. Atmosfera era tot timpul plăcută la antrenamente. Veneai de drag la antrenamente. A fost o echipă foarte, foarte, foarte unită. În vârstă de 53 de ani, Damian Militaru crede că soarta dublei manșe cu PSG din 1997 ar fi fost alta cu fiara în teren în partida de pe Parc des Princes. Toată lumea ne condamnă cu PSG-ul. Am câștigat la București 3-2, am câștigat la Massa Verde 3-0. Și acum am prieten care își aduc aminte de meciul de la Paris și toată lumea ne condamnă că meciul a fost blat. Dar eu vă spun cu mâna pe inimă că nu s-a întâmplat absolut nimic. Am avut și o primă foarte mare la meciul acela. Din păcate ne-a lipsit și jucători care, știe toată lumea, Lăcătuș era inima echipei. Eu zic că dacă Lăcătuș era în meciul acela la Paris, nu ne calificam mai departe.